Părintele Arsenie Boca despre dragostea lui Dumnezeu față de oameni. 6. Chemarea prin chinurile de la Antichrist. El este acela care va veni în numele său, nu al lui Dumnezeu. Evreu de neam care va tiraniza sub ascultarea sa tot pământul, căci acela va primi să fie împărat peste strălucirea tuturor împăraților pământului. Matei, capitolul 4, versetul 8 și 9. Creștinii cu numele, din pricina înmulțirii fără de legilor, care sting Duhul, așa vor fi de slab la minte, încât de frică, Apocalipsa 21, versetul 8, mulți se vor lepăda de Hristos, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 3, și vor primi toată voia rea, și vor gusta din toată răutatea răului, căci credința nu este a tuturor, zice Sfântul Apostol Pavel, 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 2. Viața lor slăbănogită de păcat va da îndrăzneală satanei, care va lucra în acela tot felul de puteri și semne, de minuni mincinoase și de amăgiri nelegiuite pentru fiii pierzării, fiindcă n-au primit iubirea adevărului ca să se mântuiască. De aceea, pentru că iubesc păcatul mai mult decât pe Dumnezeu, Dumnezeu le trimite amăgiri puternice ca să dea crezământ minciunii și să cadă sub osândă toți cei care n-au crezut adevărului și au îndrăgit nedreptatea. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 9 până la 12. Evreii odinioară, împinși din lăuntul de acela, au răstignit pe Domnul, înțepându-i călcâiul. Facere, capitolul 3, versetul 15. Dar nu i-au putut face nimic mai mult. Dimpotrivă, Domnul, pogorându-se de pe cruce, la cei din închisoare a spart încuietor de veșnice și mare pradă a făcut nesățiosului iad. De atunci umblă acela, adică satana, ca un leu turbat, întărâtându-și uneltele, ca măcar faptele și învățătura Mântuitorului să le întunece în necredință. Neputând nici aceasta, își aprinde ciracii și pe acela al lor, adică slujitorii satanei, și pe șeful lor, pe Antichrist, care se repetă în fiecare veac de oameni, din zilele apostolilor, 1 Ioan capitolul 2, versetul 18, până în zilele celui mai desăvârșit Antichrist, din vreme de apoi, când va propovădui Ilie, Maleahi capitolul 3, versetul 23, ca doară va putea să stingă pe ucenicii lui Iisus de pe fața pământului, prigonindu-i, spânzurându-i, ucigându-i, arzându-i, răstignindu-i, ponegrindu-i și în tot felul omorându-i. Mai mult, cum zice un părinte, acest Antichrist, care nu se mulțumește numai cu necredința sa, ci vrea necredința tuturora, nu va avea stâmpă decât în ziua în care va izbuti să ucidă pe Dumnezeu și să-l azvârle din mintea și din inima celui din urmă credincios rămas pe pământ. Spune un sfânt părinte că dacă la început Antichrist, satana, s-a vrut doar egal cu Dumnezeu, la sfârșit se va vrea deasupra lui Dumnezeu, ca să fie el stăpânitorul întregului univers, și atunci îl va ucide Domnul cu suflarea gurii sale, va veni judecata și îl va pedepsi pe satana, îl va ucide și îl va închide în focul cel veșnic pentru totdeauna. Și nu râvnește nebunul o mândrie mai mare decât aceea de a termina odată cu Dumnezeu, în locul lui să-și împlânte în sufletul omului, ca pe o sabie a iadului, chipul său de fiară. Notă, vezi lupta mai marilor acestei lumi de a băga în trupurile oamenilor microcipurile pe mâna dreaptă sau pe frunte și a evreilor de a stăpâni pământul. Acela nu se mulțumește numai să înșele pe oameni cu amânarea pocăinței pe mâine, pe mâine, pe poimâine, pe la bătrânețe, ci luptă nebun prin mulți din oamenii acestui veac
masoneria, în special, cerând moartea lui Dumnezeu, 2. Moartea învățăturilor sale, 3. Moartea credincioșilor, ucenicilor săi, ucenicilor lui Dumnezeu, 4. Pustiirea bisericii sale și oprirea sfintei jertfe, celei de-a pururi care este Sfânta Liturghie. Chinurile cele mai de pe urmă de la Anticrist, în care se va lucra toată puterea satanei, vor întrece toate prigoanele care s-au întețit asupra creștinilor de la început până în zilele acelea. Deci când fără de legea va încreșta mintea și inima oamenilor și îți va sălbătici așa de tare, încât vor zice că nu le mai trebuie Dumnezeu, nu le mai trebuie biserică și preot, încât va fi sălbăticirea și nebunia urii, Luca capitolul 6, versetul 11, peste tot pământul și atunci va veni sfârșitul lumii. Sfânta Liturghie mai ține lumea. Precum taina pocăinței sau mărturisirea este judecata milostivă a lui Dumnezeu, ascunsă sub chis merit în iubitorii de smerenie, dar de darul acesta asemenea și Sfânta Jertfa Mântuitorului din Sfânta Liturghie, adică Sfânta Împărtășanie, iară sub chip smerit ascunde o taină a ocârmuirii lumii. Cei vechi știau de ce nu s-arată Antichrist în zilele lor, că Sfântul Apostol Pavel vorbește despre taina aceasta în chip ascuns, dar nu o numește. 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Și acum, ce îl oprește să știți ca să se arate el Anticristul la vremea sa? Că iată, taina fără de lege se lucrează. Numai cel ce oprește până acum se va lua din mijloc, adică Sfânta Liturghie a lui Dumnezeu, prezența lui Hristos euharistic îl oprește pe Anticrist să se arate. Și atunci se va arăta acel fără de lege pe care Domnul va omorî cu duhul gurii sale și îl va pierde cu arătarea venirii sale. E Sfânta Liturghie sau jertfa cea de-a pururi despre care a zis Domnul prin Daniel, capitolul 12, versetul 10, și apoi el însuși ne-a învățat. Ea este aceea care oprește să nu se arate Anticrist sau omul nelegiuirii, decât în vremea îngăduită lui de Dumnezeu. Căci pentru mulțimea fără de legilor noastre, de mult ar fi trebuit Dumnezeu Tatăl să sfârșească lumea aceasta, însă Dumnezeu Fiul, Cel ce este iubirea de oameni și de toată firea, mereu se aduce pe sine jertfă sfântă înaintea lui Dumnezeu Tatăl, mijlocind milostivirea de la El. Rabdă Fiului Dumnezeu pentru noi, răstignire neîntreruptă. Mielul împărat stă chezășie mereu înaintea Tatălui, aducându-se pe sine jertfă necontenită și neîncetată rugăminte de mijlocire face pentru biata lume. Că de n-ar fi sângele mielului al însuși arhiereului împărat, Iisus Hristos, dat de bună voie, neîncetat, preț de mântuire pentru oameni, strâng cu iubire și părtinire pentru lume, de mult ar fi înnecat Dumnezeu pământul în sângele oamenilor și l-ar fi ars cu foc. 2 Petru, capitolul 3. Că ei nu voiesc a ști aceasta, că prin cuvântul lui Dumnezeu cerurile au fost făcute de demult, și pământul din apă și prin apă s-a așezat, prin care lumea cea de atunci, cu apă înnecându-se, a pierit. Iar cele de acum, ceruri și pământul, cu același cuvânt sunt puse sub păstrare, păzindu-se focului la ziua judecății și a pierderii oamenilor celor necinstitori. Iar aceasta, una să nu se tăinuiască de voi, iubiților, că o zi înaintea Domnului este ca o mie de ani și o mie de ani ca o zi. Nu va zăbovi Domnul făgăduința precum oarecare zăbavă o socotesc unii, ci îndelung rabdă pentru noi, nevrând ca să piară cineva, ci ca toți să vie la pocăință. Dar va veni ziua Domnului ca un fur noaptea, întru care de cerurile cu sunet vor trece, stihiile arzând se vor strica, și pământul și lucrurile de pe dânsul vor arde. Deci dacă acestea toate se vor strica, în ce fel trebuie să fiți voi
întru sfintele petreceri, cele din preună și întru sfintele fapte bune, ale bunei cinstiri, așteptând și dorind a fi mai de grabă venirea zilei lui Dumnezeu, pentru care cerurile arzând se vor strica și stihiile aprânzindu-se se vor topi, că ceruri noi și pământ nou după făgăduința lui așteptăm, întru care dreptatea locuiește. Pentru aceia, iubiților, așteptând nevoiți-vă să vă aflați nespurcați și neîntinați în pace. De sângele mielului din Sfânta Împărtășanie mai ține sufletul în oaste și lumea în picioare. Precum taina pocăinței e un dar al cerului, sub chip merit pentru mântuirea fiecărui suflet în parte, așa și Sfânta Liturghie, marea taină, ascunsă în chip smerit, mântuiește lumea și oferește de urgiile Antichristului. Iată de ce toată lumea trebuie să vină la liturghie, pentru că dăinuirea lumii e darul acesta al Sfintei Liturghii pe pământ. Ceea ce se poate spune pe scurt despre o mare taină a lui Dumnezeu, ascunzându-se în Sfânta Liturghie, care se săvârșește în cer și pe pământ, și pentru care mai ține Dumnezeu lumea, am încercat să susțin că Sfânta Liturghie este neasemănat mai bogată în taine, care nu se poate depăna decât o limbă omenească. Dumnezeu se coboară între oamenii și oamenii se suie la sine, adică la Dumnezeu, pe scara Sfintei Liturghii. Prorocul cel de foc. Deci câtă vreme mai sunt oameni care caută pocăința și Sfânta Împărtășanie, Satana n-are putere, îl oprește Dumnezeu. Dar când oamenii se vor întuneca la minte așa de tare încât vor împiedica Sfânta Liturghie cu toată voia lor, vrând necredința în locul credinței, în zilele acelea va înceta și Sfânta Jertfă cea de-a pururea, adică Sfânta Liturghie, și va începe urăciunea pustiirii din locul cel sfânt, precum zice prorocul Daniel la capitolul 12. Și din vremea când va înceta jertfa cele apururi, va începe urăciunea pustiirii, vor fi 1290 de zile, adică 3 ani și jumătate, atât va fi domnia lui Antichrist. E vremea celor 3 ani și jumătate, în care va propovădui Ilie, cel mai puternic, înfocat proroc, care va vesti cele 7 cupele urgiei lui Dumnezeu și va sfârși cu mânia lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 15, versetul 1. Va fi o vreme de strântorare, cum n-a mai fost de la începutul lumii și nici nu va mai fi. Matei, capitolul 24, versetul 21. În zilele acelea, zice Daniel, capitolul 12, mulți vor fi curățiți, albiți, lămuriți, iar cei nelegiuiți se vor purta ca nelegiuiți. Toți cei care fac fără de lege nu vor pricepe, ci numai cei înțeleți vor înțelege că e aproape a doua venire a Mântuitorului. Cei care fac fără de lege hulesc pe Dumnezeu cerurilor din pricina durerilor care îi ardeau, deși își mușcau limbile, dar de faptele lor rele nu s-au pocăit. Apocalipsa, capitolul 16, versetul 10. La plinirea acestei vremi, de pe urmă, când răutatea va fi desăvârșit coaptă, va veni Ilie, prorocul cel de foc, conform Maleahii, capitolul 3, versetul 23. Și Ilie va vesti a doua venire a Mântuitorului. Vestirea aceasta va fi bucurie mare pentru creștini. Va fi primejdie de moarte pentru prorocul cel adevărat. Căci oamenii fără de lege îl vor ucide, ca pe Ioan Botezătorul, care avea duhul și puterea lui Ilie. Luca, capitolul 1, versetul 17. Dar tocmai când potrivnicii Atotputernicului credeau că omorându-l pe cel din urmă proroc, în sfârșit au terminat cu Dumnezeu, atunci, iată, Ilie va învia. Și evreii, dându-și seama de nebunia potrivniciei lor și de înșelarea Antichristului, cu înfricoșare și cu cutremur mare, ei se vor întoarce. Și cu cutremur mare îl vor primi pe Iisus Hristos Dumnezeu, după cum mărturisește despre ei Sfânta Scriptură. Prorocul cel mincinos, Antichristul, prin Duhul său necurat, cu care lucră și se ține răscoală pe toți împărații lumii, se adune la războiul zilei celei mari ale lui Dumnezeu, Apocalipsa, capitolul 16, versetul 14,
în valea lui Iosafat, conform Ioil, capitolul 4, versetul 12, la cel din urmă război, la cea mai mare vărsare de sânge care va fi pe pământ. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.